Ai un nativ gemeni în viața ta sau ai început să interacționezi cu unul recent? Nu e întâmplare, este un semn. Îți voi dezvălui 5 motive pentru care ai întâlnit recent sau mai de mult pe cineva din zodia gemeni. Deoarece universul comunică prin simboluri și lucrează prin oameni. El ne trimite oameni special în viața noastră pentru a ne oglindi aspectele pe care ar trebui să le dezvoltăm mai bine. Dacă zodia gemeni este acum alături de tine, fie ca partener sau prieten apropiat, acesta ar putea indica lecții pe care le-ai neglijat sau nu le-ai cultivat suficient în trecut. Și este esențial pentru tine acum să lucrezi la aceste calități specifice zodiei gemeni. Primul indiciu sau motiv de dezvoltare, dacă ai întâlnit zodia gemeni, este amplifică-ți adaptabilitatea și flexibilitatea. Gemenii sunt maestrii adaptării. Ei pot naviga prin schimbări cu ușurință, oferindu-ți lecția despre importanța de a fi flexibil și de a te adapta la situații noi. Ei se pot ridica rapid după un obstacol sau după o dezamăgire și poate ar fi un reminder pentru tine al faptului că, indiferent de circumstanțe, poți face și tu la fel. Sau e cazul să înveți cât de curând asta. Al doilea motiv pentru care ai întâlnit zodia gemeni este dezvoltarea curiozității. Cu o minte mereu activă, gemenii sunt într-o căutare constantă de cunoaștere. Interacționând cu ei, poți învăța să-ți cultivi propria curiozitate și să explorezi lumea cu o sete nouă de cunoaștere. Poate că energia lor te îndeamnă să mai înveți lucruri noi, să nu mai stai în rutina și obișnuința în care stai de obicei. Al treilea lucru pe care l-ai putea învăța de la această zodie, și este un mesaj important din univers, este importanța comunicării și a socializării. Gemenii sunt comunicatori născuți. Ei te pot învăța cum să-ți exprimi gândurile și sentimentele într-un mod clar și convingător, verbal și non-verbal, îmbunătățind astfel relațiile cu cei din jur. Interacționând cu nativ gemeni, ești stimulat să-ți rafinezi abilitățile de comunicare, să devii mai receptiv la feedback și să înveți să asculți cu adevărat. De asemenea, gemenii te pot inspira să-ți lărgești orizonturile sociale și să cunoști oameni noi și să-ți diversifici cercul de prieteni. Al patrulea motiv. Este necesar să-ți dezvolți nevoia de varietate. Gemenii adoră varietatea. Pentru ei este sarea și piperul vieții. Interacționând cu ei, vei descoperi necesitatea de a aduce diversitate și schimbare în viața ta, apreciind noutatea și evitând monotonia. Deci ești invitat să explorezi și să te aventurezi în necunoscut, pentru a experimenta dualitatea vieții. Iar asta o să o faci prin diversitatea pasiunilor și intereselor tale. S-ar putea să ai de acum încolo mai multe interese. Iar așa vei învăța să apreciezi fiecare nuanță a vieții. Într-o lume în plină schimbare, ai nevoie să îmbrățișezi noutatea și varietatea. Un al cincilea mesaj este cu siguranță: zâmbește mai des. Viața este un joc temporar. Nu mai uita de bucuria și amuzamentul vieții. Dacă simți că ai devenit prea rigid sau serios, sau poate nici măcar nu ești conștient, neîntâmplător vine zodia gemeni în viața ta. Ei vor fi aici pentru a-ți reaminti că viața poate fi de asemenea o joacă amuzantă și plină de surprize. Gemenii te pot învăța să privești viața cu mai puțină seriozitate și să te bucuri cu adevărat de momentul prezent și să râzi mai mult. Învață să negociezi cu viața. Ei sunt buni negociatori. Nu te mai gândi că lucrurile sunt numai negative. Este posibil chiar acesta să fie unul dintre cele mai dese motive pentru care întâlnim zodia gemeni, majoritatea. Dacă ți-a plăcut acest clip, am să te rog să-l apreciezi și să mă urmărești și pe celelalte rețele de socializare. Iar dacă vrei să știi și mai multe despre tine, personal din astrograma ta, ce ți rezervă viitorul sau ce calități ai, rezervă o consultație privată pentru a ne uita personal în astrograma ta. Intră pe www.andrealovin.ro/servicii și alege serviciul de astrologie.